Investiții considerabile în proiecte menite să dezvolte instituțiile educaționale. Primarul Capitalei a anunțat că timp de 2 ani au fost alocate peste 200 de milioane de lei pentru reparația școlilor și grădinițelor. Ion Ceban menționează că astfel atât copiii vor beneficia de condiții moderne de studii, dar și profesorii vor dispune de toate condițiile necesare pentru buna desfășurare a orelor. În ultimii 2 ani, surse financiare au fost alocate inclusiv pentru deschiderea de noi instituții și grupe la grădiniță. Spre mare regret, nimeni nu s-a îngrijit până acum să creeze o școală nouă, o grădiniță nouă. Iar în ultimii doar 2 ani de zile, pentru anul bugetar 2020 și pentru anul bugetar 2021, în 2020 am acordat peste 100 de milioane pentru proiecte de reabilitare a infrastructurii educaționale, atât reparații curente cât și reparații capitale, iar în acest an avem peste 130 de milioane planificate. În acest an, pentru deschiderea 3 grădinițe noi, au fost alocate peste 23 de milioane de lei. Pentru reparația capitală și extinderea a 6 școli, au fost investite peste 34 de milioane de lei. Alte peste 11 milioane au fost oferite din bugetul municipal pentru redeschiderea 26 de grupe noi la grădinițe. Pentru dotarea instituțiilor de educație timpurie cu mobilier și echipamente didactice, au fost alocate peste 3 milioane de lei. Din totalul de 14 instituții educaționale timpurii pentru redeschiderea 26 de grupe noi, în 2 instituții pe care este finisat lucrul, 9 instituții sunt în lucru, 2 instituții spre contractare, o instituție la contestare. Primarul Capitalei a menționat că investiții în educație se fac și în suburbii. La fel ca în 2020, în acest an, prioritatea numărul 1 la repartizarea banilor către suburbii a fost reparația și finalizarea proiectelor în școli și grădinițe. Am și eu copii și știu cât este important grădinița, școala, pentru zonă, pentru educație în general și cât de important sunt educatorii și profesorii ca să lucreze în condiții bune. Iată de ce în continuare vom investi în acest domeniu. Menționăm că se efectuează lucrări la instituțiile de învățământ și în cadrul proiectului Eficiența energetică și izolarea termică a instituțiilor publice din municipiul Chișinău. Sunt incluse 23 de instituții, printre care 14 licee, 6 grădinițe și 3 spitale. Proiectul are o valoare totală de 25 de milioane de euro și este implementat de Primăria Chișinău cu susținerea BERD, BEI și Fondului pentru Energie.